Vești bună pentru câteva zeci de mămici din orașul nostru. După aproape două luni de așteptare, 40 de făgărășeni ce vor primi în sfârșit banii cuveniți pentru indemnizația de naștere. Proaspetele mămici au depus documentația încă din luna mai sau iunie, însă doar acum vor putea să intre în poziția banilor. Este vorba de 230 de lei, bani pe care pot ridica de marți 11 august după ora 12 de la sediul de asistență socială din orașul nostru. Începând cu data de 11 august, orele 11-12, mamele care au depus documentația în luna mai și cele care au depus documentația în luna iunie vor primi indemnizația de naștere. Suma totală alocată este de 15.734 lei. Pentru a beneficia de acest ajutor din partea statului, mămicile trebuie să se prezinte la sediul Serviciului de Asistență Socială din cartierul Tudor Vladimirescu cu următoarele acte: certificatul de naștere al copilului, dar și cu actul de identitate al solicitantului.